ceva fac pentru a îmbunătăți situația care este în oraș. Fiindcă la ora actuală am ajuns într-o stare și într-o situație de deznădejde a cetățenilor care nu mai au niciun viitor să vadă că orașul ăsta a pus la punct. Este, și îl spun cu toată tăria, ultimul oraș din țară la modul cum arată. Nu mai vorbim de infrastructură, nu mai vorbim de toată viziunea și de toată arhitectura care o vedeți în oraș, de modul cum trebuie. Asta este. Văd greșit încă o dată, spun. Eu încerc scuze. Eu am văzut, domnule, și la conferință, prezint așa o eleganță forțată, poate inspirată de la Ardeleanu pe care îl susțin la președinție. Am văzut că eram ca la balada Miorița, un muntean, un moldovean și susțin pe un Ardelean. E frumos, n-am nimic, nu vreau să jignesc pe nimeni, cu atât spun. Eu îmi cer scuze dacă i-am jignit, dar trebuie să-mi dovedească că eu am mințit sau că n-am dreptate. Dar tot, legat de starea orașului, cred că cetățenii pot să spună ei dacă este sau nu este adevărat. Legat de cealaltă problemă al domnului Petrescu, eu am toate informațiile că dânsul este exact cel care se opune și care nu vrea și care crede că mai poate obține un post. Asta, dacă e, nici scuze că l-a făcut jmenar sau nu știu cum. Dar dacă e, într-adevăr asta vrea să facă, atunci rămâne valabil ceea ce am spus. Dacă nu, nici scuze.